Don't like you, she likes everyone. Bună tuturor, eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Vreau să încep prin a vă povesti de ce am ales să fac acest clipuleț. Asta este numărul 3, pentru că eu am mai făcut încă două clipulețe cu educație sexuală. O să vă las în info box linkurile către acele clipulețe. Și au avut foarte mult succes și eu sunt un doctor în științe infermieristice. Am făcut facultatea la Sapienza, la Roma, și am un master în alimentație, dar mă ocup de educație sexuală în școli, în dispensare și așa mai departe. Acolo unde mă cheamă, eu mă duc. Și m-am gândit, fiindcă cu atâta internet, cu atâta zăpăceală, tineretul nu mai știe de capul lui, nu mai știe la cine să creadă, nu mai știe ce să spună. Și m-am gândit astăzi să vă arăt metode de contracepție. Mi le-am scris pe telefon pentru că, după cum știți, eu trăiesc în Italia de 20 de ani și mi este mai greu, mai ales cu termenii ăștia mai științifici, să vorbesc. Așa că o să... În anumite momente o să citesc ca să dau un mesaj corect. În primul rând o să vă vorbesc de cea mai mare și cea mai importantă și cea mai simplă contracepție, prezervativul. Am aici unul. Prezervativele le găsiți în toate culorile, în toate mirosurile, în toate măsurile, în toate... mai subțire, mai gros și așa mai departe. Ăsta este de la Control Natural și eu o să vă arăt cum se aplică un prezervativ. În primul rând, controlați întotdeauna data de expirare. Asta expiră în 2020, luna 7. Controlați că e întreg și controlați și pe pliculețul interior dacă s-a expirat. Fiți atenți că are partea asta mai zimțată aici, unde se rupe mai bine, deci poți să-l desfaci ca lumea. Și să fiți atenți, mai ales la fete, cu unghiile. Deci, noi o să-l desfacem, vedeți, se desface așa, ok? Deci, desfacem. Îl scoatem, ok? Asta este prezervativul, arată așa, e în silicon, îl aplici și cu una exact așa îl lași în jos, până la capăt. Fiți atenți la unghii, pentru că este foarte delicat și se poate rupe. Chestia importantă este să, după fiecare contact sexual, adică după fiecare eiaculare, să se dă jos, să faci igiena intimă, adică vă spălați, și dacă faceți din nou dragoste, sex, ceea ce vreți voi să faceți, folosiți un alt prezervativ, pentru că în momentul penetrării se poate scoate, alunecă și iese treaba de acolo și fata rămâne gravidă. Asta a fost, cred că e aia cea mai simplă. Te duci și noaptea găsești prezervative care au tonomate din alea unde poți să îți iei la orice oră și noaptea și ziua. Asta să dăm mai încet la telefon. Am început direct cu metodele de contracepție. Ce este o metodă de contracepție? O metodă de contracepție este o metodă pentru a evita să în timpul actului sexual boli transmise sexual, sarcini nedorite. Sunt niște metode pentru a vă ajuta a nu vă îmbolnăvi și a nu avea o gravidanță nedorită. Altă metodă de contracepție sunt pilulele anticoncepționale, au niște hormoni înăuntru. Nu o să stau să intru în toată chestia medică pentru că nu are sens. Noi suntem aici să învățăm în cuvinte care toată lumea să înțeleagă. Au niște hormoni care blochează ovulația.
Deci, vreau să vă spun, fetelor, pentru a avea pilula, sau nu pilule, le spune, pilule anticoncepționale, trebuie să faceți niște analize la sânge, pentru că trebuie să fie dozat progesteronul, estrogenul și așa mai departe. Deci nu poți să te duci la farmacie și spui: eu vreau pilule anticoncepționale pentru că Janina a spus că dacă iau nu rămân gravidă. Nu. Trebuie întâi să faci o vizită ginecologică, să faci niște analize la sânge și apoi doctorul, ginecologul îți prescrie alea care au dozajul corect pentru tine. Pentru fiecare avem un dozaj diferit sau mai mare, mai mic și așa mai departe. Ce vreau să vă mai spun? Folia asta de pilule are semnat pe ea luni, marți, miercuri, joi, vineri și așa mai departe. Ca să nu greșești și în momentul în care uiți să vezi unde și ce ai greșit. Vreau să vă spun o singură chestie. Dacă o uitați să o luați într-o zi, a doua zi luați două, adică o luați pe aia care ați uitat-o și pe aia din ziua respectivă. Și asta este o altă metodă. O altă metodă este steriletul, care este un dispozitiv hormonal și ăsta, îi mai spune și inel contraceptiv. Este o metodă foarte, foarte sigură și asta, pentru că este ceva, are forma de T sau rotund, depinde de cum hotărăște ginecologul leșindăcal, subiectul e hot. Depinde cum hotărăște ginecologul să, în baza forma corpului vostru și așa mai departe, a vârstei. Și este un dispozitiv care durează de la 5 la 10 ani, vine inserit în interiorul, în uter și așa mai departe. Se pune exact ca un dop. Nu permite spermei să aibă contact cu ovulii feminini și să creeze, să procreeze, nu? Să facă copilașul. Și ăsta se pune și ăsta tot la ginecolog, nu se pune acasă. Este o metodă foarte utilă, dar și periculoasă, pentru că s-a văzut că persoanele care au sterile nu mai folosesc prezervativul și de aceea se iau boli transmise sexual. Deci, chiar și cu sterilet, chiar și cu pilula anticoncepțională, folosiți prezervativul dacă nu sunteți siguri de partenerul vostru. O să trecem mai departe. Îmi găsisem aici o listă, hai să citim. Iată o listă cu cele mai frecvente erori de utilizare a prezervativului. Neînlocuirea prezervativului cu unul nou pentru fiecare act sexual. Exact ce v-am spus eu. După fiecare act sexual se înlocuiește. Păstrarea prezervativurilor în locuri care se pot deteriora. De exemplu, pe bordul la mașină cu soarele se poate deteriora. Folosirea unui obiect ascuțit sau a dinților pentru a deschide ambalajul prezervativului. Ați văzut că la deschidere este foarte ușor pentru că au zimții, deci nu trebuie să folosiți un cuțit să tăia sau foarte se desface cu mânuțele. Punerea prezervativului pe penis mult prea târziu, deci prezervativul se pune înaintea penetrării. Nu stai puțin să dăm de două ori și pormă scoate și mai faci și pormă băgăm. Nu. Am misiunea de a lăsa spațiu între spermă în vârful prezervativului. Da, bineînțeles, asta e o banană și nu este. Aici rămâne, asta rămâne așa ca o mingiucă aici ca să aibă spațiu spermă să stea acolo. Rularea greșită a prezervativului. Trebuie să dea în jos, ok? O misiune de a verifica la sfârșit dacă prezervativul se află în stare intactă. Folosirea unui prezervativ cu măsura greșită. Și asta este o problemă, pentru că de multe ori, ca să ne dăm mari, luăm prea mare și ne alunecă în interiorul vaginii. Când lucram la urgență, am văzut de câteva ori cazuri cu fete care veneau pentru că aveau prezervativul căzut în interior. Pentru că era prea mare și în momentul actului sexual s-a scos și a rămas înăuntru. Retragerea nu este o metodă de contracepție sigură. Pentru că în momentul actului sexual, în momentul penetrării, se poate ieși spermă foarte puțină și e risc de sarcină și nu numai asta. Fără prezervativ, nu poți să riști sănătatea ta numai pentru că ai vrut să te iubești cu o fată într-o seară.
Hai să vă citesc aici. Retragerea, metoda retragerii sau în mod științific coitus interruptus, coitus interruptus, se spune și în italiană, presupune că omul bărbat să-și retragă penisul din vaginul partenerei înainte de ejaculare. Am găsit cuvântul, ejaculare. Retragerea este o metodă riscantă dacă nu se dorește apariția unei sarcini. Bărbatul trebuie să fie capabil să-și retragă penisul chiar înainte de a ajunge la orgasm, care este o mare porcărie asta. Nu trebuie să faci, pentru că oricum picături de spermă iese. Aceasta nu este cea mai potrivită metodă pentru o viață sexuală sănătoasă și lipsită de riscuri. Ok. O altă metodă, leșind de cald, o altă metodă este calendarul, care nu este o metodă sigură, pentru că multe femei au ciclu hormonal dereglat, au ciclu hormonal diferit. Deci calendarul de la ciclu la a 14-a zi de ovulație, în care ai 3 zile că poți rămâne însărcinată, nu are o valență științific demonstrată. Deci pentru mine chestia asta nu o recomand. Acum sunt o grămadă de aparate prin comerț în care poți să vezi momentul ovulației, dacă dorești să ai un copil, să reușești să faci în zilele alea care ești tu fertilă. Dar vreau așa, un sfat de la mine, când vreți să faceți un copil, în primul rând nu vă gândiți că vreți să faceți un copil, faceți dragoste și gata. Că în momentul în care nu te gândești, atunci rămâi însărcinată. O altă metodă contraceptivă e diafragma sau calotă cervicală, plasture, bureți și spermicidele. Hai să vă citesc. Alte metode de bariere sunt diafragmele, calotele, capișoanele cervicale, bureți și spermicidele. În general, aceste metode nu sunt la fel de eficiente precum dispozitivele intrauterine sau metodele contraceptive hormonale. Pentru a crește eficiența unei metode de bariere este indicată asocierea unui spermicid care omoară spermatozoiți înainte ca aceștia să intre în cervix. Ce se întâmplă? Sunt, de exemplu, diafragma, este un dispozitiv rotund, așa, care se introduce de fiecare femeie singură o introduce, deci este foarte periculos pentru că dacă nu ai introdus-o bine, poți rămâne însărcinată. Plasture și astea sunt, acum, de exemplu aici în Italia, au scos pe piață plasturele care lasă la nivel hormonal în timp îndelungat, pentru 7 zile, tu îl ții acolo și nu mai te doare capul să îți iei pilula contraceptivă în fiecare zi. Mai există și contraceptive injectabile, adică un fel de... se face la nivel intramuscular. Bine, astea sunt chestii foarte, foarte medic, specific medic, în cazuri cu probleme și așa mai departe. Și mai este contracepția permanentă, precum vasectomia, ligatura chirurgică a trombelor uterine. Astea nu ne interesează. Și astea sunt metodele contraceptive. Este foarte, foarte, foarte important, mai ales când adolescenții încep viața lor sexuală, când fac dragoste pentru prima oară. Nu vreau să spun o vârstă. O vârstă e atunci când te simți. Bineînțeles că e foarte important să ai o maturitate și fizică și psihologică ca să înfrunți o astfel de alegere personală. Important e să faceți sex și să faceți dragoste cu inteligență. Folosiți chiar și prima oară. Cineva m-a întrebat dacă prima oară când faci sex rămâi însărcinată. Absolut, da. Rămâi însărcinat și prima oară. Mereu rămâi însărcinat. Nu este o regulă, eu sunt încă domnișoară până când nu rămân. Nu, rămâi gravidă și... Cam asta a fost clipulețul. Am să vă las în infobox și celelalte două clipulețe unde am mai glumit, mai în glumă, mai în șmechereală. V-am vorbit tot de întrebări legate de sex. Dacă aveți vreo întrebare, lăsați-mi în comentariu sau trimiteți o e-mail
dacă vă e rușine, nu este nicio problemă. Sexul și dragostea nu sunt o rușine, face parte din natura noastră, din fiziologia noastră, din dorința noastră fiziologică. E ca mâncarea, e ca somnul, e ca dusul la baie, face parte din noi și nu trebuie să fie o rușine. Vreau să mai spun la adolescenți, când începeți viața sexuală și puteți să vorbiți cu mama voastră, cu sora voastră mai mare, vorbiți înainte de a face o greșeală pentru fizicul vostru și pentru sănătatea voastră. Și nu uitați întotdeauna prezervativul.